goală, pentru că am putea să spunem așa la prima vedere că sunt motive de laudă, pentru că promovarea a crescut cu 5% față de anul trecut, doar că s-au prezentat mult mai puțin elevi la bacalaureat, mult mai puțini au dat acest examen. Și asta evident și din cauza anului greu prin care au trecut toți cei care s-au pregătit pentru acest examen extrem de important în viața lor. Haideți să vedem materialul, vedem declarația ministrului educației, cum vede dumnealui rezultatele din acest an și apoi comentăm. Rata de promovare a examenului de bacalaureat înainte de contestații este de 67,8%, în creștere cu aproape 5% față de anul trecut. Ministrul Educației spune că se aștepta la rezultate bune după ce a analizat scorul final al examenului de simulare de anul acesta. Am scăpat de restricțiile dure din pandemie, școala a fost reluată și încep să se resimte efectele pozitive ale acestui lucru, spune oficialul. Rezultatele sunt într-adevăr cu aproape 5% mai bune în raport cu cele înregistrate înainte de contestații în prima sesiune de anul trecut. Însă trebuie reamintit faptul că anul acesta am avut cu 22.000 de candidați înscriși, mai puțin față de anul trecut. Au fost mai puțini candidați comparativ cu anul trecut, pentru că fie nu s-au înscris deoarece nu au avut situația școlară încheiată, posibil tot un efect al învățământului online în pandemie, fie după o lungă perioadă în care au pierdut contactul cu școala, unii elevi au putut relua cursurile, explică ministrul educației. Acesta nu s-a arătat îngrijorat nici de faptul că mult mai puțini elevi au obținut media 10 anul acesta comparativ cu 2020, mai exact 112 față de 232 în prima sesiune înainte de contestație. În alta performanță nu se judecă prin media 10-0-0. În alta performanță poate fi și la 9-90, la 9-95. Asta arată că subiectele au fost echilibrate, că nu au fost mai ușoare decât anul trecut. Asta arată o structură bună a subiectelor de examen, în care trebuie să avem și subiecte pentru nota 5 și subiecte pentru nivelul mediu și subiecte de departajare pentru nota 10. Rata de promovare în plan universitar va fi și ea mai mică, deoarece anul acesta au trecut bacul 86.000 de elevi, comparativ cu 95.000 anul trecut. După contestații vom avea în valoare absolută un număr de candidați cu diplomă de bacalaureat mai mic decât anul trecut, în condițiile în care numărul locurilor în universități s-a păstrat. Deci este clar că și învățământul universitar va avea de suferit. Fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, a făcut o analiză ultimilor 10 ani în care România a avut 16 miniștri la educație care au deconstruit, au demolat și au pedalat în gol, spune fostul ministru. Au distrus oameni, nu legi, au distrus speranțele părinților în copiii lor, au distrus viitorul copiilor care azi ies din școală prea nepregătiți pentru lumea care îi așteaptă. În loc să facem din copiii de acum 10 ani medici, ingineri și IT-iști Europei, au făcut din prea mulți culegătorii de sparanghel ai tehniților nemți și olandezi, spune fostul ministru al educației, care este chiar acum alături de noi în legătură directă prin Skype. Bună ziua! Bună ziua! Înainte să facem o analiză dură, dar din păcate corectă a educației, eu vă propun să-i felicităm pe cei 40% dintre tinerii de 18 ani care astăzi au obținut prima reușită notabilă din viața lor de adult, anume bacalaureatul. Cred că se cade să începem cu acest lucru. Absolut. Pentru că până la urmă sunt niște tineri care au muncit și care merită toată aprecierea noastră. Dar dincolo de procentaje pe care le analizăm an de an, într-un mod oarecum steril, cred că trebuie să vorbim despre esență și anume despre nivelul tinerilor care ajung la bacalaureat. Din păcate, totul ne arată că acest nivel a scăzut. Și atunci, vedeți dumneavoastră, în ultimii 20 de ani am crescut de 5 ori cheltuielile pe educație pentru a avea rezultate mai slabe, pentru a avea tineri mai slab pregătiți. Or, aici este o adevărată și aici este adevărata problemă pe care o avem. Și atunci, cred că trebuie să ne uităm la trei lucruri esențiale și să ne punem trei întrebări esențiale. În primul rând, am așezat educația pe un fundament moral solid? Nu, pentru că după ce am început acum 10 ani primul bacalaureat nefraudat cu camere de luat vederi, după ce am început acum 10 ani lupta împotriva fraudei academice, împotriva plagiatului,
Astăzi ne trezim cu aproape toți șefii de instituții importante din România, cu tolba plină de acuzații de plagiat. Deci astăzi suntem conduși de oameni slab pregătiți. A doua întrebare pe care trebuie să ne o punem este dacă am așezat educația pe autoritatea și pe respectul pe care profesorii îl merită și dacă am așezat educația pe exigență. Toate acestea care trebuie să fie izvorâte din calitățile umane și profesionale ale celor pe care avem în fața copiilor. Nu, acest lucru nu s-a întâmplat și, din păcate, avem școala, a devenit locul în care angajăm pile politice, în care angajăm oameni care încă nu sunt suficient de bine pregătiți. A treia întrebare esențială pe care trebuie să ne o punem când vedem decalajul între rural și urban. Am făcut din școală locul în care falile din societate se reduc. Din păcate, nu. Școala este acel loc în care toți copiii României trebuie să se întâlnească într-un cadru comun, că sunt săraci, că sunt bogați, că sunt copiii progresiștilor, că sunt copiii conservatorilor. Școala este acel loc în care falile trebuie reduse. Or, vedem, dacă privim dezbaterea publică în jurul educației, vedem că școala a devenit un, așa, un fel de câmp de ruine pe care se bat ca demenții niște politicieni care dau așa de dimineața până seara cu lingura în tigaie pentru a face zgomot, pentru a se profila, pentru a câștiga voturi, dar în esență, nu văd întâmplându-se ceva esențial bun în educație. Deci, în concluzie, atâta timp cât nu facem aceste trei lucruri, cât nu așezăm școala pe un fundament moral, cât nu așezăm școala pe un fundament al exigenței și cât timp nu facem din școală locul în care falile dintre multiplele românii care coexistă se nivelează, e bine, atâta timp cât nu facem aceste trei lucruri, nu avem nicio șansă ca lucrurile să fie mai bine, indiferent câte măsuri tehnice luăm în stânga și în dreapta. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Funeriu, pentru această intervenție. Ne spunea ceva mai devreme fostul ministru al educației că în 10 ani de zile, iată, lucrurile nu au evoluat așa cum ne-am fi așteptat. Au fost 16 miniștri ai educației în toată această perioadă și dacă lucrurile nu se schimbă, atunci vom vedea rezultate negative mai mulți față de anul trecut. Dacă e să privim obiectiv problema, am putea să spunem că lucrurile nu stau neapărat mai bine pentru că avem și mai puțini elevi. Comentăm această chestiune, dar adăugăm la discuție și ce se va întâmpla astăzi în jurul prânzului, acea discuție despre România educată cu jurnalistul Sabin German, care este de asemenea în legătură directă cu noi prin Skype. Îl salut, bună ziua! Bună ziua! Astăzi, trebuie să spunem, domnule German, i-a convocat președintele pe cei din educație, specialiștii din educație, să discute despre România educată, da? Cât de eficientă e totuși o discuție care, da, e necesară, dar ce se poate schimba în urma unei serii de discuții chiar? Eu zic că ar fi trebuit să înceapă prin invitarea lui Daniel Funeriu. Pentru că s-a dovedit că, indiferent câte înjurături și-a luat Daniel Funeriu ca ministru învățământului, în primul rând, nu s-a mai furat. O România educată începe de la nu mai fura. Și de acolo putem discuta despre strategii. Dar dacă nu, chem și un reprezentant al elevilor să-ți explice acel elev, și eu am copii în școală, ce înseamnă supraîncărcarea, ce înseamnă să vezi că ți se cere o stufoșenie pur și simplu când tu ești în secolul 21 și cu un enter poți rezolva o mulțime de lucruri, ce înseamnă să faci școala ca și cum n-ar exista o piață a muncii decât virtual. Adică trebuie luați copiii și întrebați: mă băiete, tu cum ai făcut? Eu mă uit la modelul francez. Ai mei au stat câteva zile într-un liceu din Franța. Nivelul de acolo, din licee, să vă închipuiți, vă dau un singur exemplu. Ai noștri fac suma lui Gauss în clasa 5-a, un elev din Occident o face din Franța recte, o face în clasa 9-a. De ce? Pentru că există un grad de abstractizare pe care copilul poate sau nu să-l asimileze. Copiii de acolo sunt pregătiți pentru o piață a muncii care absoarbe și le dă
acele satisfacții necesare, să-ți întemeiezi o familie, să rămâi în țară, să ai încredere în țara. În timp ce la noi, până în clasa 12-a, ai impresia că trebuie să intri în 3 academii și vreo 14 facultăți. Adică trebuie să cumva să normăm, cumva să împrietenim copilul cu școala. Da. Pentru că, și ați văzut acum, s-au dat examenele astea de clasa 8-a, da? Este un talmeș-balmeș. De exemplu, fiica mea n-a mai făcut contestație pentru că i-a fost frică să nu îi se scadă, deși i-am spus, pe barem, luase o notă cu vreo 50 de sutii mai mare. Și a zis, nu am încredere. O mulțime de copii au făcut așa. Adică, pur și simplu, copiii merg la școală din obligație. Da, este domnul Funeriu alături de noi în legătură directă prin Skype și profit de această ocazie de a-l întreba dacă a existat o invitație la adresa dumnealui să se alăture acestui grup care să discute despre România educată, domnule Funeriu. Bună ziua, auziți, să știți că eu nu sunt alfa și omega educației din România. Cred că înainte de a mă invita pe mine, cred că aș fi fost binevenit să se discute cu alții, gen domnul Viclea, domnul Plăscianu, mă rog, asta, să știți păi că asta s-a discutat cu dumnealui, cu domnul Miclea, de exemplu? Nu știu, întrebați-l, eu nu am fost consultat. Acum, ce vreau să vă... Dar repet, nu asta este important. Important este ce iese din toată această poveste cu România educată. Importante nu sunt persoanele, dar ce pot să spun? Eu nu sunt unul dintre cei... Eu nu cred că trebuie ca aceste probleme dificile ale educației acestor probleme trebuie să li se găsească soluții prin așa șezători, discuții cu toată lumea. Trebuie să ne uităm ce au de spus experții. Sigur, e drăguț că discutăm cu toată lumea, dar să știți că adevăratele soluții reies din discuții cu cei care au ceva de spus, cu care au demonstrat expertiză. Iar este bine cunoscut că dezbaterile nu duc la... Dezbaterile știți ce fac? Dezbaterile duc la soluții acceptabile. Ne spun care sunt soluțiile acceptabile. Ori niciodată soluțiile dificile, soluțiile dure, dar necesare, nu vor fi larg îmbrățișate, nu știu, de sindicate, de ONG-uri conduse de oameni cu pregătire incertă. Deci, ce pot să spun? Să dezbateți bine, este lucrarea mea. Sper să iasă ceva din acest proiect. Este esențial pentru România să iasă ceva din acest proiect. Și aș mai spune un lucru esențial. Nu cred că trebuie să luptăm războaiele trecutului, cred că trebuie să câștigăm împreună lupta pentru viitor. Ori lupta pentru viitor nu poate fi câștigată decât într-un singur mod, prin excelență. Și mă întorc la mult discutată chestiune a rezilienței. Programul Național pentru Reziliență. Oameni buni, reziliența se poate face într-un singur mod, prin excelență. Și atunci să ne focalizăm pe formarea excelenței la noi în țară, pentru că avem din belșug copii talentați, ori ei trebuie puși într-un context al excelenței, ceea ce nu se întâmplă de atât de mulți. Da, am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule Funeriu, despre excelență. Cu siguranță se va discuta. Sper ca discuțiile de astăzi să nu rămână doar așa la stadiu de discuție, cum se întâmplă cu foarte multe lucruri în România, să se găsească și o soluție. Vorbeam ceva mai devreme de soluții. Iată, o soluție în lupta cu pandemia de COVID nu pare să se fi găsit, cel puțin în momentul acesta, pentru că România a ratat și acest aspect, deocamdată cel puțin. Cercetătorul Octavian Jurma a făcut un calcul. Ținta de vaccinare cu o doză a 10 milioane de persoane va fi atinsă undeva în 13 februarie 2023. Am avea nevoie de 70.000 de vaccinări pe zi pentru a ajunge să imunizăm 2 milioane de români pe lună și nici așa nu vom ajunge pragul de 60% din populație pe 1 septembrie. Ultima zi în care s-au vaccinat peste 70.000 de persoane a fost 5 iunie, iar de atunci numărul celor care vor să se imunizeze a tot scăzut. Și v-aș întreba, domnule German, în condițiile acestea, nu mai bine așteptăm să treacă pandemia de tot, că românul prin vâna lui dacică poate va reuși, dincolo de vaccin, să lupte mai bine cu COVID-ul? Păi da, haideți să facem un calcul. Întotdeauna ni se spune că suntem 19 milioane. Pe vremea lui Ceaușescu eram 22. Adică se calculează că au plecat doar 3 milioane. Un milion deja ție în Spania, un milion ție, mai mult de un milion este în Italia, un milion deja este în UK, în Marea Britanie. Și dacă am plecat 5 sau 6 milioane și nu mai suntem 19 milioane, cum ne spune statistica oficială, ci suntem în jur de 15-16 milioane. Adică noi punem de pe hârtie
cerneala să o transferăm cumva în realitate. Cât suntem în realitate în România? Adică, oricum avem o problemă cu conspirațiile, cu mai știu eu ce, geuri și chipuri băgate pe nu știu unde. Dar haideți să începem cu un adevăr. Dacă am plecat 4, 5, 6 milioane de oameni din România, trebuie să vedem că nu e chiar așa de grav. Problema fundamentală este, și ne întoarcem iarăși la educație, și fac o paranteză, oare vor vorbi și despre cei 6% din PIB pentru educație, legea din 2011 și niciodată de 10 ani aplicată? Asta se vede acum inclusiv la vaccinare, pentru că suntem pradă conspirațiilor, suntem pradă celor mai guralivi dintre noi care știu totul despre Bill Gates și nu știu ce chip, da? Și asta se vede. Uitați-vă că Irlanda va cumpăra de la noi un milion de doze, Danemarca va cumpăra de la noi un milion de doze, adică dincolo de faptul că nașii dă o vânzare și mai câștigăm câteva milioane de euro, eu mă închipui ce crede un danez sau un irlandez despre noi. Cum, bă, ăia nu se vaccinează? Ăia n-au trecut prin ce am trecut noi? Ba da, am trecut, doar că n-am știut să evaluăm corect. Nouă ni s-a părut, ne-am împrietenit deja cu pandemia, nu mai crede nimeni în pandemie. Da? Și dacă ați observat, există un trend ascendent și foarte, foarte schimbător. Prima dată au fost că masca nu știu ce vien face. Vine Cristi Presură, arată că nu e adevărat. Următorul pas în conspirație a fost că ne bagă chipul. După următorul, tot timpul, exact ca la hoții și vardiștii, hoții erau cu un pas înaintea polițiștilor, vardiștilor. Tot timpul conspirațiile au găsit ceva prin care o anumită parte a populației, zic și eu acum ca Ion Iliescu cu presa, da? Cea mai nerentabilă pentru sine, da? Și cea mai expusă, ăștia vor fi mereu, dacă vreți, oamenii inutili pentru propriul destin. Da. Adică vor fi gri. Pe de altă parte, în acest context pe care l-ați descris foarte bine ceva mai devreme, este posibil totuși ca peste o lună, două, trei, undeva prin toamnă, poate, să discutăm despre valul 4, pentru că deja sunt țări care îl așteaptă valul 4 prin iulie. Dacă vii cu noi restricții, cum vor fi ele privite de populație după o vară în care în România s-a putut face aproape orice? Aș vrea să greșesc, dar vă spun de pe acum. Dacă vine valul 4, va fi un numitor comun la absolut toate discursurile, inclusiv din politică, inclusiv din partea celor care intră în tremol. Guvernul e de vină. Nu noi că nu ne-am vaccinat, nu ăia că au făcut bâză de mască prin Parlament, nu ăia alți că au stat și au urlat fără mască în nu știu ce piața Victoriei sau nu știu unde. Nu, guvern. Adică se va trece la următorul nivel în care conspirațiile încep să prindă un plin de cheag, știți că atunci când se face cașul, și vor merge către guvernul e de vină și dacă mai avem și niște directive, normative de la Uniunea Europeană, o să vedeți că acum se plămădește curentul ăsta eurosceptic, autohtonist, prin noi înșine, prost înțeles, da? În care e mai important un preot care iese să facă dansul ploii să nu mai fie secetă, decât un program de irigații finanțat de Comisia Europeană. Adică aici deja se cam despart apele. Și întotdeauna, după pandemii, s-au despărțit apele. Dacă ne uităm în istoria pandemiilor, lângă drepturi, și uitați-vă acum că există o anumită efervescență a drepturilor cerute pentru tot felul de comunități, exact cum a fost după pandemia trecută cu drepturile pentru vot al femeilor, da? Se vor despărți apele și la noi. Vom vedea partea de țară care nici n-a fost în străinătate sau dacă a fost, a muncit acolo și vai de capul ei, s-a întors cumva dezamăgită și de acolo și de aici. Și va fi partea de țară care va trage ca un cal mai bătut, mai biciuit, să tragă totuși țara asta către modernitate. Asta se va întâmpla. Valul 4 va despărți încă o dată apele și ghiși cine va fi, probabil Câțu sau nu știu care, ăștia vor fi vinovații de serviciu. Da, adică să fie aici, pregătită. Noi vom fi aici să vedem dacă ați avut dreptate sau nu. De 2050. La o emisiune din septembrie-octombrie vom vedea, pentru că atunci sunt și alegeri în partid, așa cum bine punctați. Mulțumesc foarte mult, Sabin German, pentru această intervenție și pentru analiza dumneavoastră. În câteva momente revenim.
Vorbim despre o lege foarte comentată, o propunere, de fapt, ordonanță de urgență, care ar permite împușcarea urșilor agresivi. Intră de astăzi în procedură de avizare în guvern. Ministrul Mediului ne-a prezentat astăzi în direct aici pe B1 TV detaliile. Le comentăm și noi cu un reprezentant al unei asociații de protecție a animalelor. Cum văd ei lucrurile? În câteva momente revenim. Aceste zile este ordonanța de urgență care ar putea să permită împușcarea urșilor agresivi. Astăzi ar urma să intre această propunere în procedură de avizare în minister. Noi am vorbit astăzi. Aceste zile este ordonanța de urgență care ar putea să permită împușcarea urșilor agresivi. Astăzi ar urma să intre această propunere în procedură de avizare în minister. Noi am vorbit astăzi cu ministrul mediului Tanțuș Barna, care susține că nu va fi o ordonanță care să predispună la abuzuri, care să deschidă ușa către abuzuri, așa cum susțin reprezentanții ai asociațiilor de protecție a animalelor. Și totul a pornit, dacă vă aduceți aminte, în urma acelei știri extrem de comentate și în România și în alte țări, legată de uciderea ursului Arthur. În legătură telefonică directă cu noi, Gabriel Păun de la Agent Grid, bună ziua! Bună ziua, bine m-a regăsit! Cum vi se pare, în primul rând, vorbind despre această propunere, independentă de ce s-a întâmplat până acum, este necesară? Era cazul să se dea o astfel de decizie sau e loc de abuzuri, credeți dumneavoastră? Păi, de când a fost cu ursul împușcat în ghiveciu cu flori din Sibiu, se discuta să avem procedură de urgență și da, este necesară, însă nu în forma în care o promovează actualul ministru al mediului, sau, pardon, aș putea zice ai vânătorii, pentru că dacă soluția letală implică participarea vânătorilor și într-un timp atât de scurt, adică 24 de ore, e clar că n-ai cum să împuști ursul dovedit și atunci practic se întâmplă că se scurtează timpul de așteptare pentru vânătorii de trofee să vină mai repede în România. Soluția pe care noi o împingem și cu care este de acord și Autoritatea Națională pentru Sanitar Veterinar este în momentul în care apare în așezări omenești, pe spațiu așezările omenești, un urs posibil problemă, el trebuie tranquilizat și implantat un dispozitiv de urmărire GPS. Este o soluție la îndemână, tehnologia există, trebuie doar ca inspectorii DSV să fie instruiți și echipați pentru treaba asta în prezența jandarmului. După care se monitorizează GPS-ul și atunci ai clar, fie un făptaș, fie un nevinovat. Și atunci se trece la pasul următor, pentru că ministrul insista să avem o chestie graduală. Și atunci, dacă mai vine odată ursul, hai să încercăm și altfel cum n-am încercat până acum, că nu suntem echipați, și acele gloanțe de cauciuc, armele letale, fac minuni. Ursul, dacă este unul cu scaun la cap, nu va mai reveni acolo. Dacă chiar revine, iarăși nu e nevoie de vânători, e nevoie de tranquilizare și eutanazie. Și așa am terminat cu vânătoarea de trofeu. Asta am încercat, de fapt, să deschidem cu cazul ursului Arthur și discuția a mers în cu totul și cu totul altă parte, însă este acum ultima șansă ca OUG-ul să iasă în direcția aceasta normală, umană, sigură pentru oameni și care arată că ne pasă totuși de această specie emblema țării. Să înțeleg că dumneavoastră ați venit cu această propunere, dar ministrul nu a acceptat-o. A existat vreo întâlnire pe această temă între dumneavoastră și dumnealui? Am discutat cu ministrul în primele luni ale anului. Nu a vrut cu vorba bună, așa că am recurs la expunerea unui caz cum a fost ursul Arthur. În momentul în care am publicat cazul Arthur, ministrul s-a supărat și a tăiat dialogul. A preferat să discute doar cu asociațiile de vânătoare și cu asociația de protecție a mediului pe care le poate șantaja pentru că depinde de fonduri publice. Nu, stați așa, stați așa puțin, domnule Păun. Până la urmă, dumneavoastră faceți și niște acuzații. Haideți să rămânem în zona... În zona unei critici constructive, da, că poate, cine știe, poate mai e loc de dialog. Acum, dumneavoastră vorbiți de niște lucruri grave, șantaj, ar trebui să veniți și cu niște probe în momentul în care faceți astfel de acuzații. Dar era până la urmă normal să vorbească și cu vânătorii, să vorbească și cu dumneavoastră, să vorbească practic ministrul cu toată lumea, pentru că așa e firesc și fiecare poate să-și aducă
o părere importantă ca să se ia cea mai bună decizie. Dar vânătorii n-au ce căuta în chestia asta. Repet, trebuie veterinari echipați, instruiți pentru tranquilizare și monitorizare GPS sau pentru tranquilizare și eutanasie în ultimă speță. Ceea ce am vrea să-l vedem preocupat pe ministru în acest moment este că abordează acel plan național de acțiune aprobat în 2018, din care nu s-a făcut nimic, și că ia în serios tomația Comisiei Europene de a înceta hrănirea animalelor sălbatice, pentru că am transformat pădurile României astfel în niște ferme efectiv de îngrășat animalele precum porcii. Și atunci am ajuns evident la un exces de animale, am ajuns la habituarea lor și se știe foarte bine din literatura științifică internațională că un urs hrănit este un urs ucis. Și în acest moment ministrul nu a dat niciun fel de somație sau circulatră către asociațiile de vânătoare să înceteze această hrănire artificială care controlează efectiv animalele și nu mai poate stăvili aceste atacuri, pentru că discuția este una mult mai lungă și foarte științifică, dar cert e că nu am văzut nimic din partea Ministerului în direcția aceasta a abordării sursei problemei, ci doar către glonț, doar către împușcare într-un timp cât mai scurt, promovând efectiv panica în rândul populației. N-am văzut o postare pozitivă la adresa ursului de la acest ministru, care se vrea unul al mediului, da? Repet, al mediului, nu a venit solicitarea de la Ministerul de Interne că avem o problemă. A inițiat-o Ministerul Mediului. Iar Ministerul Mediului trebuie să promoveze soluții. Iar soluția letală este ultima pe care o agrează și directiva europeană. Da, vom vedea ce se întâmplă mai departe. Mulțumesc foarte mult. Poate totuși mai e loc de dialog, domnule Păun. Revenim după publicitate, vorbim despre o propunere foarte simpatică a unui primar din România de a-i susține pe acei locatari gospodari care vor să aibă un spațiu verde frumos, plăcut în fața blocului. Primul care vine cu astfel de propunere, discutăm cu el în câteva momente. Premieze pe cetățenii gospodari. Ciprian Ciucu, edilul sectorului, 2500 de lei unelte, mașină de tuns iarba, gazon și plante pentru asociațiile de până la 2500 de lei unelte, mașină de tuns iarba, gazon și plante pentru asociațiile de proprietari care doresc să-și amenajeze curțile blocurilor. În legătură telefonică directă cu noi chiar acum Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6. Bună ziua! Bună ziua! Sunt foarte mulți care făceau asta inclusiv înainte de 1989. E un obicei foarte bun care în unele cazuri chiar s-a pierdut și din păcate s-a pierdut. Iată o ocazie de a-l revigora. Concret, ce trebuie să facă asociațiile de proprietari ca să se încadreze, să primească acest sprijin din partea primăriei? Mi-am propus încă de la început și am promis încă dinainte să-i preiau acest mandat că pentru mine vor fi o prioritate spațiile din interiorul blocurilor, dintre blocuri, acolo unde noi trăim de altfel. În primul rând, ce trebuie să facă oamenii este să intre pe linkul pe care l-am publicat pe site-ul primăriei și să se înscrie. Atât de simplu, trebuie doar să ia decizia cu jumătate plus unul din numărul de proprietari. Ideea este că nu va fi așa doar un voucher. Bine, cu asta poate mai degrabă un cârlig, dar practic valoarea adăugată va fi că vom lucra cu peisagiști care vor face un plan pentru fiecare grindă de bloc în parte, vom face o analiză, vedem ce există deja, ce poate fi menținut, ce poate fi adăugat în termen de copaci, tufișuri, flori, gazon, gard viu, după care vom executa aceste lucrări și oamenii vor trebui ca să întrețină 4 ani. Da? Aici este ideea. Ei vor prelua printr-un proces de predare-primire aceste grădini ale blocurilor, vor primi mașini de tuns iarba, vor primi foarfece, vor primi orice este unealtă necesară pentru așa ceva. Vom plăti și apa acolo unde vom face amenajări care presupun ca să fie udat gardul viu, că altfel nu se prinde și nu ține, sau copacii. Și oamenii vor trebui ca 4 ani de zile să se asigure că acolo este curățenie, că este tunsă iarba, că este tăiat gardul viu și cam atât. Deci asta e tot ce au de făcut. Deci ei nu se pot implica. Știți, mai sunt unii care pun un strat de roșii. Nu punem roșii. Se pot implica cu idei în momentul în care vor veni peisagiștii și vor face analiza la fața locului, pentru că facem participativ acest lucru. Doamnă, ideea care este?
București este foarte mare, este extrem de complex. Sunt foarte multe străzi, sunt zeci de mii de kilometri de străzi. Este deja vegetația ajuns la maturitate și efectiv ADP-ul nu are cum să intervină peste tot. Dar sunt foarte mulți oameni care sunt responsabili, care vor să se implice și nu au avut până acum cadru. Și ideea să fie stimulați, ideea să ne asumăm cu toți spațiul public, da? Spațiul din jurul blocului. Evident, ADP-ul trebuie să se ocupe de artele principale, de bulevarde, de parcuri, de părculețe și de partea stradală. Dar acolo unde este în jurul blocului nostru, fiecare trăim, acolo trebuie să fie asumat de asociația de proprietari. Și ideea este ca să-i stimulăm pe oameni să se implice, să își asume spațiul public. Și să venim cu lucrări de calitate. Așa creștem calitatea vieții oamenilor, dacă intervenim acolo unde ei locuiesc, nu numai pe artele principale. Și este nevoie de implicarea lor. De aceea îi stimulăm cu acest program. Bun, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Ciprian Ciucu a fost în legătură telefonică directă cu noi, primarul sectorului 6. De la fix vorbim de la ora 14 despre o propunere șoc. Să se legalizeze marihuana și prostituția, pentru ca Bucureștiul să legalizeze marihuana și prostituția, pentru ca Bucureștiul să atragă turiști, așa ca Amsterdamul. Cine face această propunere și cum o văd inclusiv specialiștii din domeniu de la fix?